Până în 21 ianuarie, cel puțin în județul Brașov, sunt valabile noile reguli anticovid, respectiv cele adoptate de guvern în 6 ianuarie. Noile reguli se aplică în baza unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov de vineri 7 ianuarie, valabilă timp de 14 zile, respectiv 8 ianuarie, 21 ianuarie. Aceste restricții sunt valabile în funcție de incidența din fiecare localitate și vizează în principal accesul în anumite spații sau la anumite evenimente. Mai exact, dacă incidența COVID-19 este mai mare de 1 la 1000 de locuitori, accesul în anumite spații sau la anumite evenimente se face în limita 30% din capacitate. În schimb, dacă incidența este mai mică de 1 la 1000 de locuitori, accesul este permis în limita a 50% din locuri. Potrivit anunțului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în cazul în care incidența crește foarte mult, regulile se pot schimba. Pe de altă parte, indiferent de incidență, masca medicinală sau cea FFP2 este obligatorie atât în spațiile închise cât și în cele deschise. Prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din 7 ianuarie, incidența era mai mare de un caz la 1000 de locuitori în 14 localități din județ, respectiv Homorod, Sâmpetru, Petru, Ghimbaf, Predeal, Rupea, Brașov, Șercaia, Zărnești, Comâna, Târlungeni, Bot, Sâmbăta de Sus și Racoș. În celelalte localități ale județului, incidența era mai mică de un caz de coronavirus la 1000 de locuitori.